Ele au câte 5 voturi din partea băieților. Publicul va decide care dintre cele două va rămâne în casa Mireasa și care va pleca acasă. Fiecare au primit câte 4 voturi din partea băieților, îmi cer scuze. Cea care va părăsi casa Mireasa cu 1,05% este Ela. Uai, Doamne. Îmi pare rău să părăsesc această competiție. Adelina, pe tine o să te invit să mergi în casă. Te-ai simțit bine în casa Mireasa cât ai stat în casă? Vrei să pleci acasă? Nu. Petronela, de ce râzi? Ne scuzați, m-am face eu să râd. Eu am crezut că sunteți prietene. Da, suntem prietene. Sunt cu toată lumea. Pleacă acasă. Da, îmi pare rău, i-am spus și ei aseară, îmi pare rău dacă va trebui să plece, dar pur și simplu mă amuză, nu știu așa serioasă pe ea, încearcă să fie foarte serioasă și mi se pare un pic amuzantă așa. Ea, dar în același timp mă bucur pentru ea că știu că își dorește foarte mult să plece. Da? Vrei să pleci acasă? Cei din casă te aplaudă? Să ții minte pupicul de la mine, Ela. Ela, poți să te duci în casă să ți-ai rămas bun? Să strângi bagajul? Da. Da, vă rog, 5 minute mai mult decât bagaj. Vă rog, am mai mult. Ai multe bagaje de strâns? 3. Hai, Tim, tu te și ia-ți la revedere. Vă mulțumesc tare mult. În casă. Da. Petronela, de ce râzi? Eu nu ții de vină. Eu nu zi, de ce râde Petronela? Nu, nu știu ce râde. De ce râzi, Petronela? Râdeai de Ela? Nu, nu, nu. Ela este prietena mea, chiar dacă ea a spus anumite lucruri la televizor, dar nu. Îmi pare rău că pleacă dintre noi, pentru că este o persoană foarte pozitivă. Pare. Sincer, ba da, chiar îmi pare rău, dar în același și-a dorit foarte mult acest lucru și mă bucur pentru ea, pentru că o să ajungă acolo unde trebuie.